În sfârșit mă auziți. Am făcut o mică pauză. Promit că nu o să mai fac așa de mari pauze. În fața noastră este o personalitate de excepție, pot să vă spun. Este domnul profesor Traian Ionescu. Este născut în 1929 și, după părerea mea, este cel mai mare epidemiolog al nostru. L-am remarcat în urma unui interviu pe care l-a luat Alexandra Stoicescu la Observator și aș vrea să discut în fața noastră nu numai despre pandemia de acum și de dânsoare și unele observații, și despre epidemiologie și despre destinul domniei sale. Domnule profesor, bună ziua, bună seara, vă rog. Aș vrea să spun câteva lucruri telespectatorilor din biografia noastră. Născut în 29, Liceul Teoretic București, Facultatea de Medicină 48-54, doctor în medicină 69, specializări și perfecționări în epidemiologie, statistică medicală, conducere și sănătate publică, informatică medicală, între 67-80. Mă rog, medic secundar, specialist, primar, asistent șef de lucrări IMF București, profesor asociat la, după 93, expert Organizația Mondială a Sănătății 1974-1994, profesor itinerant și consilier temporar Organizația Mondială a Sănătății, director în Ministerul Sănătății între 70-73-77-80, director Centrul de Statistică Sanitară. Trebuia să spune ca să vadă și telespectatorii că îl cunosc mai mult pe Rafila decât pe noastră. Domnule profesor, spuneți-mi și mie, de mult căutam cineva să-mi spună ce este o pandemie. Luați-mă pe mine ca un școlar. Sau o epidemie. Că noi auzim epidemie, dar nimeni nu ne-a explicat ce e aia epidemie. Cine, ce e și cum o declară și cine o declară. Vă rog. Domnule Cristoiu, am să încep cu, fiindcă vorbesc pentru marele public, să vă spun că eu niciodată când m-am dus la alt doctor, nu întrebuințam terminologie medicală. Și m-am dus la un neurolog care m-a prins, fiindcă am spus odată, am parestezii. Zice, domnule Natal, mi-ai spus că ești inginer. Păi, așa am spus. Dar ai pronunțat un cuvânt, parestezii. Dumneata, ești medic. Nu sunt, domnule, medic. Eu sunt inginer. S-a uitat la mine. Uite, atunci la mine să vorbești așa. Nu cu parestezii, să spui am furnicături, am o durere care mă duce în dreapta, am o durere care mă duce. Să-mi vorbești ca să înțeleg. Ce vreau să spun, că n-am să întrebuințez definiții sofisticate. Pentru că prima definiție a acesteia a fost dată de un medic american la New York, deși problemele de preventive erau foarte nepreocupante pentru doctorii de acolo, care au predicat tot timpul o medicină privată, iar Asociația Medicilor, așa, a medicilor practicieni, au blocat întotdeauna această disciplină. De ce vă spun asta? Pentru că ei au avut curajul până la președintele, până la Johnson, să recunoască această chestie. Au fost fair play să spună că au neglijat această treabă. Acum, epidemia este o depășire a unor limite care sunt urmărite multianual. De exemplu, nu numai bolile infecțioase au o evoluție a lor naturală, fără intervenție, ci fiecare își are tablou respectiv. Adică au fiecare
din acestea un model. Și modelul cel mai frecvent și din punct de vedere matematic, să spui că este o epidemie atunci când sunt depășite un număr de morbidități sau mortalități întâmplate în urmă și urmărite temporal și făcând și calcule matematice și curbele respective, curba bolii pe care o caut să o definești, depășește la un moment dat curba obișnuită de 10 ani a bolii pe care... Adică epidemia... De exemplu, să vă dau un exemplu. Vă rog. De exemplu, rujeola, să zicem, vă dau, nu în procente, vă dau numere, a avut 5.000, 4.000, 5.000, 4.000, 5.000, 4.000, 5.000, 4.000, 5.000, 10 ani în urmă. Și are această curbă calculată ca atare. Actuala epidemie, să zic, de rujeolă, merge dintr-o dată când începe partea prodromală, o vezi că începe și ea la 5.000 și zici, domnule, ia același model. Dar într-un an sau o lună respectivă, odată se duce la 6.000, după aia se duce la 7.000, după aia face un platou și cade. Și calculez că repartiția asta este o formă de clopot, deci este o... Bun, asta despre epidemia, ce boli pot provoca epidemii? Infecțioasele, nu-i așa? Adică boli, hai să spunem în termen, cum spunem noastră, de inginer, bolile care se iau. Cancerul nu poate fi epidemie, sunteți de acord? Cancerul nu poate întotdeauna să fie epidemie, dar și el are asemenea curbe, da. Curbe anuale. Fiindcă întotdeauna un cancer nu este pur. Întotdeauna are o complicație care dă diferențe, nu atât în morbiditate, cât în momentul când pui diagnosticul de moarte. Și cine stabilește, domnule profesor, că este epidemie într-o țară? Într-o țară, cine stabilește? Epidemie. Stabilești prin depășirea numărului... Dar cine? Cine? Statul? Specialiștii? Cine? Păi, acum intrăm la altă problemă, problemă de organizare. Da. Acum nu prea are cine. Dar în vechea organizare exista în Ministerul Sănătății o direcție care se numea Direcția Preventivă, de Medicină Preventivă, de Epidemiologie și de Sănătate Publică, avea acolo, deci era un directorat, era un inspectorat sanitar care se supunea pe ea și era un colectiv de medici în centrala Ministerului care erau ajutați de către instituțiile create în sine prin legea din 30, adică ca ajutoare ale Ministerului Sănătății, da. Institutul Cantacuzino și Institutele de Sănătate Publice. Și existau niște comisii de specialitate, atât niște comisii de specialitate pe specialități ale Ministerului, și cât comisii la fiecare institut de sănătate publică sau la fiecare secție din Institutul Cantacuzino, exista un reprezentant care să zică dacă aveam o epidemie de stafilococ sau o epidemie meningococică, venea și ne consulta și acest grup lua hotărârea pe baza cifrelor și pe baza examenelor pe care le deci exista în Ministerul Sănătății o direcție numai pentru epidemii? Nu numai pentru epidemii, pentru toate epidemiile. Toate, adică cum ar fi normal acum, nu comitetul. Bun. Era o secție, era în direcția aceasta, era o secție.
epidemiologie, da. O secție de medicina mediului, o secție de construcții și așa mai departe. Bun, noi în Ministerul Sănătății la ora actuală avem o direcție de epidemiologie? Cred că este un birou ceva pe acolo, n-am idee. Că n-ar trebui, domnule profesor, nu văd, n-ar trebui ca această direcție să gestioneze pandemia de acum, că o gestionează domnul Arafat, care e medic la urgență. Adică n-ar trebui specialiști ca dumneavoastră să gestioneze epidemia? Domnule Cristoiu, eu mă așteptam ca atât institutele de sănătate publică, institute care mai au o secție de statistică, cred, și au chiar o secție de epidemiologie, așa, ca și societatea respectivă să reacționeze la această chestiune. Însă i-am văzut foarte tăcuți și s-a confundat această treabă, s-a confundat cu o calamitate. Și atunci, faptul că primul caz care a apărut aici a fost tratat corect de doctorul Arafat și pentru că domnia sa a fost cel care și-a dat seama că actuala boală se deosebește oarecum de o gripă și depășește oarecum o anchetă epidemiologică clasică și că nu este suficient să izolezi primul contact sau al doilea contact pentru că ea se duce boală, atunci el a sesizat și avocatul poporului a sesizat faptul că se întâmplă ceva. Da, spuneți-mi... Violența și viteza cu care a năvălit această afecțiune necunoscută, care se numește, de asta se și numește, afecțiuni emergente, afecțiuni care apar înaintea altora și sunt noi și sunt necunoscute. Deci în această, și faptul că domnia sa a fost subordonat Ministerului de Interne cu echipa, au intrat politicienii de acolo în acest joc. E interesant, deci era mult mai bine dacă era o direcție la Ministerul Sănătății, nu la interne. Ce treabă are internele cu epidemia? Nu, eu vă spun care am condus aceasta, ce făceam în momentul când apărea. Da. Pentru că, să știți, în perioadele pe care le-a citit dumneavoastră acolo, au fost foarte multe. Puteți să-mi spuneți, facem o paranteză, câte epidemii ați abordat înainte? Eu? 107. România te copie în 107 nu epidemii? Nu România. A. 107 în cariera mea de 50 de ani, în care am combătut nu fleacuri, ci epidemii serioase. De exemplu, dați-mi un exemplu. Aici, că în țară, aici în țară, cât și în străinătate. Fie ca membru, fie ca președinte al comisiei respective sau al comitetului respectiv. Pe vremea aia, adică, nu că eu destul de depătată, sunt 80 de ani, 70 de ani, 60 de ani din urmă, nu s-a făcuse încă eradicarea, cum au zis ei. A variolii, era variolă. În vremea aia, dacă vă spun, erau holeră. În vremea aia erau epidemii mari de poliomielită. Erau epidemii mari de holeră. Dacă vă spun că în anul 1972, epidemie mare de variolă, dacă vă puteți aștepta, în Iugoslavia, și a trebuit să luăm măsuri pe graniță acolo, și așa mai departe.
epidemii de acest tip, epidemii chiar de ciumă, restrânse, focare de ciumă, dar în care te duceai să vezi despre ce este vorba, ca să înveți, pentru că ciuma care se transmite prin cu ajutorul ciupitorilor de purici, așa, infectați, pe care o găseai și prin California, dacă o găseai, era invitat și de colegii de acolo, dar și de om, să te duci să vezi. Da. Bun, spuneți-mi, așa că experiența aceasta este vastă. Vedeți dumneavoastră, să vorbesc acum pe țările, Dalacu. Da. Dalacu. E, în momentul când acesta, din leziunile locale... Asta ce e Dalacu? Stați că nu mă... Cărmunele. Care? Cărmunele. În ce constă? Boala cărmunoasă. Într-o infecție. Bă. Da, bun, spuneți. Și asta face epidemie, nu-i așa? Când această infecție, care este o boală care se transmite la animale, la om, așa, în momentul când da la boală, bacilul cărbunos, este datorită septicemiei, face o pneumopatie, o pneumonie, și această pneumonie se răspândește în jur și devine cu transmitere aerogenă, ea dă o boală extraordinară, care este întrebuințată și oprită acum să se mai studieze, ca și boală de război. Da. Pentru că acea epidemie respiratorie nu poți să o oprești în niciun fel. Și acum am impresia că acum este pe undeva prin Mongolia. Domnule profesor, o telespectatoare, noi primim foarte multe și comentarii și întrebări. Marilena Spinei vă întreabă să dați un exemplu de epidemie de la noi din țară și ce măsuri s-a luat. Dați-ne un exemplu. Ce epidemie ați administrat dumneavoastră? Și cum? Ce măsuri ați luat? Că, iertați-mă, de exemplu, dumneavoastră mi-ați vorbit de alte epidemii. Am trăit și eu în comunism. Eu n-am auzit că acum să intervină președintele, guvernul. De ce? Domnule vă rog. Cristoiu, fiindcă ați vorbit de această chestiune, am mai spus treaba asta la alții, am să vă spun o întâmplare. Și o să vă explicați dumneavoastră, care în domeniul politic aveți mai multă experiență. Eu aș vrea să mă rețin, să intru în domeniu. Dar vă spun mai o întâmplare și trageți concluziile. La cutremurul din 1977, eram cu ministrul ajut al sănătății la cinematograful ALO. Erau dărâmături, erau morți, așa. Președintele statului fusese undeva prin Tunis sau prin Maroc. Da, era din străinătate a venit. S-a întors. Da. Și noi stând de vorbă acolo cu inginerul care refăcea rezistența clădirii, venea din stânga personalitate mică cu șapcă, înconjurat de oameni. Când s-au apropiat, ne-am dat seama că e președintele statului. Bineînțeles, ne-a văzut acolo în grupă, s-a oprit. I-a făcut niște observații inginerului, că bagă prea mult ciment în rezistență. Întâmplător, inginerul se chema inginerul Ursu, dacă ați auzit și toată povestea lui. Da. La care el îi răspunde respectos, tovarășe președinte, cel care semnează de rezistența acestei clădiri sunt eu, dacă se întâmplă altă calamitate. Așa că vă rog respectos să mă lăsați să-mi fac treaba așa cum știu. Toată lumea a înghețat în jur. Absolut a înghețat.
Domnia sa n-a zis nimic, dar s-a uitat spre noi. Pe ministrul sănătății îl cunoștea foarte bine. Pe mine mă cunoștea numai după nume și după o anumită întâmplare foarte interesantă. S-a uitat la noi și ne-a dat niște dispoziții. Acum n-are importanță ce dispoziții. Noi am fost foarte retractivi și cuvincioși. I-am spus că vom analiza, să vedem și noi știm ce avem de făcut. Spunea să nu se răspândească, să nu se răspândească ciuma, să nu se răspândească o epidemie în București datorită morților și așa mai departe. Și noi am spus atâta, că știm ce avem de făcut, foarte respectuos. S-a uitat foarte urât la noi și a plecat. Și după noi am rămas să spunem, mă rog, Dumnezeu să-l odihnească pe doctorul Carlo Firescu, care era prim viceministru al sănătății, mi-a spus mie, mai du-te acasă acum și fă-ți bagaj. Dar a venit un tânăr care i-a făcut semn lui ministrului că ne trimite următoarea indicație. Să ne facem datoria pentru că răspundem de ea. Punct. Punct. Da. Acum, domnule profesor, acum... Și acum am să vă spun întâmplare. O epidemie mare. M-a da, vă rog. Dacă mai sunteți curioși. Da, sigur. Da. Întreabă și telespectatorii. Suntem, mai ales, domnule profesor, mai ales că din spusele noastre rezultă că noi am trecut înainte de 89 prin o grămadă de pandemii, dar nu știm, sau de epidemii. Nu de pandemii. Nu, de epidemii, dar acum de ce știm și atunci nu știam. Păi fiindcă atunci era secret. Da, nu știam. Atunci nu s-a discutat la televizor. Da, vă rog, spuneți-ne o epidemie mare pe care ați... Una dintre marile epidemii a fost epidemia de holeră din secolul trecut, în 1977-1978. O mare epidemie de holeră în delta Dunării. Venită de la din partea Odesei, la baza acolo, din partea de la orașele din Basarabia, de cei care făceau traficanți în, pe canalul Sfântul Gheorghe, etc., și în satele din jur a apărut această bază. Când am ajuns eu acolo, ministrul sănătății era cu numele de Nicolaescu, era un fost medic militar, conferențial la Craiova, foarte cu o cultură medicală extraordinară, șef de promoție la școală militară, nu știu ce. El a adunat repede toată comisia medică, pe profesorii de specialitate, așa, și s-a sfătuit cu ei acolo, eu eram prezent, și după acest sfat îmi spune, eu eram inspector sanitar șef, general șef, cu inspectoratele sanitare din toată țara, și conduceam toate aceste probleme. Și te urci în avion, pentru că acea vreme Ministerul Sănătății avea aeroport propriu, avea 3 avioane cehoslovace, cu câte 4 locuri fiecare, și avea și un helicopter în folosință oricând. De ce? E așa, era de important. Era de o direcție, era un șef de birou, un inginer, care era șeful aeroportului Ministerul Sănătății, da, cum a venit. Și de ce era nevoie? Așa important era Ministerul Sănătății înainte? De ce? Fiindcă noi trebuia să fim prezenți. Eram și operativ, nu eram numai la birou. Mm-hmm. Eram cei care făceam nucleul de conducere în aceste boli. Și ca să vă spun, din direcția pe care o conduceam eu, să vă spun de ce, aveam 10 medici, dar aveam încă foarte mulți ingineri de diferite... Mă rog, atunci era operator de
dar asta vreau să spun, care aveam din 10, 5 erau experți OMS, care se duceau în epidemii, în India, în Irak, unde vreți dumneavoastră, în toată lumea, care plecau și aveau toți experiență de asta și internațională în boli care nu mai existau. Da, iertați-mă, formidabil. Deci noi aveam în România oameni care erau prin Organizația Mondială a Sănătății, se duceau în Africa, în Asia, da, unde da, erau... Da. Acum se mai duc, mai avem? N-am idee. Poftim? Dar aveam un institut de bază, un institut care s-a născut în 1927, într-un decret al regelui Ferdinand, care se numea Institutul Cantacuzino, în care aveam centre de referință, domnule doctor. Ce înseamnă centre de referință? Că țări din jur trimiteau tulpinii lor de germeni pentru ca să fie testate cu tulpine care se numesc de gold standard, pe care le avea Institutul Cantacuzino să spună și să confirme că e germenul ăla sau că e nu germen ăla. În salmonele, în tuberculoză, în bolile, în bolile cu clostridii, în zoonoze, aveam centre de referință. Ce semnează? Că alte țări și erau împărțite pe cele două limbi care se întrebuințeau. Unii pe limbă franceză, alții pe limbă engleză, care, la care veneau tulpini, veneau examene de străinătate care se confirmau aici în țară. Și institutul ăsta, după cum știți, a fost reformat, adică a fost... Mai există? Mai există? Parcă l-a vizitat... Există presiunea. Formal. Un institut ăsta nu se formează decât în an de zile, în zeci de ani, ci erau, ca să spun așa, familii de specialiști. Cercetători români care la un moment dat... români care studiaseră în Germania și nu știu ce, după cum medicii igieniști, să țineți minte, medicii igieniști, profesori, nici unul nu era fără 2 ani de studiu în America, buse de Rockefeller. Bun, ăștia ne facem... Erau... Cum ați administrat epidemia din Delta? Ia spuneți-ne. Așa. Și când m-am dus cu elicopterul acolo, am aterizat, bineînțeles, în mai multe sate. Anunțându-se pe alte linii că vom veni, pentru că vă spun cum a procedat primul secretar de atunci, care era echivalentul, cred că al prima, nu, că al prefectului de azi. Prefectul, vă rog. Bănuiesc al prefectului de azi. Să afle că ne ducem. Și când m-am dus, am găsit în total 150 de decese cu diagnosticul de diaree severă. Diaree severă. Eram însoțit de un alt coleg de-al meu, care era director adjunct în Cantacuzino și care era specialist în bolile digestive și în salmoneloze. Noi știam telefonic despre ce este boală. El avea probele la el, am cules probe de la bolnavi, am cules probe din mediu, adică din fântând, un fântână în special, fiindcă acolo, neavând apă, erau rezervoare de apă. Adică în fiecare gospodărie aveau rezervoare de apă potabilă. Da. Probe executate repede la laborator de către colegul meu, fiind și un laborator bun acolo la Tulcea și un bacteriolog bun, ne-am prezentat la primul secretar și i-am spus ce avem de gând să facem, ce măsuri
de luat. Și domnia s-a neascultat, a spus, nu spuneți mie amănunte, dar mâine eu convoc toți primarii la prefectură. La, nu se știa prefectură, la sediu. Da, la Comitetul Județean, vă rog. Și-a chemat a doua zi toți primarii și eram patru în comisie, adică un epidemiolog care conducea, un bacteriolog de specialitate, un medic de specialitate de medicina muncii, unul de bacteriologia mediului, unul de chimia mediului. Deci o echipă de cinci. Am dus acolo și am intrat în laboratoarele lor ca să le dirijăm. În același timp, după noi, a venit foarte repede profesorul Ludovic Păun, care era profesor de boli infecțioase și boli tropicale, era conferențial atunci, a venit și a luat comanda spitalului de boli infecțioase. Pentru că holera asta este cam așa. În momentul când o ai și nu te duci repede să te îngrijești, curge apa din tine, noi fiind făcuți într-o proporție mare din apă, curge toată și bolnavul în fața ta rămâne așa un sac de piele pe care poți să-l agăți în gard. Treaba asta se petrece foarte repede. Curge apa din transpirație sau din... Nu, diaree. Din diaree. Diaree masivă, curge apa din el ca din izvor. Da. Și să scurge apa din el în timp de 2 ore, rămâne, dacă nu bagi în el 5 litri de apă dintr-un foc sau da, de ser fiziologic, cam a venit după noi din depozitul Ministerului Sănătății. Depozitul Ministerului Sănătății era în subordinea direcției mele, dar în depozitul Ministerului Sănătății la Oraia era cuplat cu depozitul Ministerului Armatei și găseai acolo tot ce vrei. Și de acolo am adus tetraciclină, au venit un tir imediat cu tetraciclină și cu o sulfamidă care nu se mai dă acum, dar se crease special pentru această boală. Și i-am internat, cărat cu elicopterul, băgați în sac de plastic și cărat cu elicopterul, aduși și aruncați pe pat, perfuziile care se băgau în ei, a fost zi și noapte, am luptat în această creangă. Și cum ați oprit răspândirea? Am trecut la... M-am oprit la primar. Da. A trecut toți primarii. Da. Primul secretar ne-a luat la rând. Tovarășul e cu tare, se ocupă cu tare. Am dat list. Tovarășul cu tare. Deși conduc ceea ce se întâmplă la noi, această epidemie. Ea nu trebuie să ajungă nici la București, nici la Constanța. Tovarășul este la Constanța și încă nu știe de asta. Da. Deci, acești patru tovarăși răspund de această chestiune. Dumneavoastră veți executa în tocmai și îi veți ajuta cu poliție, îi veți ajuta cu voluntarii că îi aveți aici, cu medicul care în subordinea lor, cu toți, să îi ajute. Și eu, spune el, vă mulțumesc că ați venit, dumneavoastră vă doresc spor la treabă și vă rog, tovarăș Ionescu, în fiecare seară să fiți la mine la ora 9 și îmi raportați evenimentele. Atât s-a amestecat. Și ce le-a spus primarilor? Ce au trebuit să facă ei ca să nu se răspundească? Nu, ne-a lăsat pe noi, da, să vorbim cu primarii. Da, și ce le-a spus? Noi le-am făcut. Le-am ținut o mică lecție. Ce-i boala asta, cum se transmite boala? Dar cum se... Nu, domnule profesor, avem de-a face cu coronavirus, cu măsuri ca să nu se transmită. La holeră ce măsuri s-au luat?
Să nu bea apă sau ce? Măsurile respective au fost, sigur, să ia prin alimentație, să ia prin alimentație, prin apa contaminată, și nenorocirea în această boală este că sunt, spre deosebire de, să zicem, de alte boli digestive, sunt, nu sunt purtători decât purtători temporari. Sunt purtători temporari, cam o lună de zile, două luni de zile. În literatură este citată o femeie din America care a transmit virus și a avut o purtare de cronică de bacil holeric, de vibrion holeric. Dar să ia și pe cale fecal-orală prin nespălarea pe mână după ce te-ai dus la toaletă, prin faptul că te spălai cu apa din puț, care așa, beai apă din Dunăre, în care i-am făcut și porțiuni de acolo care curgea la ei, s-a găsit în nisipul din Dunăre, am găsit vibrionul holeric, adică totul era contaminat cu virusul acolo. Și contaminarea face infecție și infecția face boala. Nu-i tot una contaminarea cu... Bun. Da. Hai să vedem, avem acum o epidemie, epidemie în România, pandemie. Spuneți-mi, faceți dumneavoastră o analiză de mare specialist și ca organizare la tot ce s-a întâmplat în legătură cu... Deci coronavirus face parte din infecțiile respiratorii, da? Spuneți-ne ceva despre acest coronavirus. Transmitere respiratorie. Transmitere. Spre deosebire de holeră, după dumneavoastră, prin ce se transmite? Cale digestivă. Nu holera, ăsta de acum, coronavirus. Ăsta, cale respiratorie. Adică cum? Obiectul critic, organul critic al lui este plămânul. Adică... Domnule profesor, uitați-mă, te specialist. În cazul holerei, dumneavoastră știați că se transmite prin, cu tare, deci din coace, nici acum eu nu știu cum se transmite. Prima dată se transmitea prin salivă, dacă puneai mâna pe masă, mă țineți minte? Acum rezultă că se transmite prin aer. Nu se putea stabili în 3 luni sau în 5 luni cum se transmite? Eu vă spun ce s-a întâmplat. Da. Acesta, fiecare din aceste virusuri respiratorii, da, în momentul când intră în căile respiratorii, da, așa, ca și toxicele, de exemplu, da, le înghiți, au un loc unde să stabilesc. Da. De exemplu, virusul rugeolic nu se stabilește în celulele sau plămânului. Ele se stabilesc pe bronhii. Deci în celulele bronhice se stabilește. Da. Ăsta se stabilește în alveolă. Deci da, în cea care dă aerul. Bun. Și acolo se mulțește. Deci el îl respiri, dar locul unde se așează în momentul când te-ai infectat este aici în fundul gâtului. Da, am înțeles. Exact în zona în care se împarte când ajungi aici unde ai nodul acesta, da, în gât, se despart digestivul, care sunt așa, corect, da, digestivul cu bronșiile. Dar cum se ia? În momentul când înghiți, da, când înghiți cu salivă, da, el îți contaminează și gura și de asemenea înghiți cu covul, înghiți și cov, înghiți pe cale digestivă. Pentru că el dă și diaree în foarte, da, am înțeles, cazuri. Deci, spuneți-mi, la holeră mi-a spus cum s-au oprit măsurile. Măsurile de protecție de acum sunt corespunzătoare? Adică, cum se ia virusul ăsta? Cum se ia de la om la om? Vă rog, spuneți-mi și mie. Acum să vă spun ceva. Vă rog.
era de datoria celor care au condus această treabă să nu facă din cetățeni niște vinovați că se îmbolnăvesc. Corect. Și să facă din cetățeni niște colaboratori ai noștri medicilor care să ne ajute, fiindcă fără ajutorul lor nu facem nimic. Deci trebuia să iasă așa cum am ieșit atunci eu și am explicat oamenilor ce este această boală. Și trebuia să le spun. Această boală respiratorie, indiferent de familiile de care sunt de rubeola, varicela, etc., etc., această boală se transmite oameni buni pe cale respiratorie. Iar aceste virusuri respiratorii au o caracteristică de a îmbolnăvi întreaga populație în care ele au intrat. Adică ele au o infecțiozitate și o virulență extraordinară. Și atunci, ele n-au putut fi tratate, nici rujeola, nici rubeola, nici varicela, nici parotidita epidemică, n-au putut fi tratate înainte. Și generația mea a făcut toată rujeolă și făceam la rând rubeolă și făceam la rând, fiindcă nu exista, ca și la COVID-ul acum, nu exista un vaccin la ora când eram eu copil și tânăr. Nu exista pentru niciun vaccin. Vaccinurile au apărut pentru ele de-abia în anul 50. Și campania mare de vaccinare s-a făcut în 62. Dar în rest se întrebuințau aceleași metode care au venit de la antici, în Evul Mediu, carantina, izolarea, igiena individuală și izolarea, nu numai, dar excluderea din cetate și așa mai departe. Până la Pasteur a ținut treaba asta. Bun, dumneavoastră a spus... Norocul nostru, da? Norocul nostru a fost că aceste boli erau de foarte multă vreme și să lucra pentru vaccinul lor s-a lucrat ani de zile. Pentru poliomielită s-a lucrat vreo 20 de ani, 25 de ani ca să ajungă la vaccin. Pentru vaccinul rujeolos la fel. Deci vaccinul ăsta, vaccinurile în bolile astea, respiratorii, nu ajung de mâine, poi mâine. Aici trebuie să muncești. De ce? Pentru că ele au o variabilitate genetică extraordinară antigenică. Bun, deci vreau să spuneți, ca și în cazul rujeolei, că să mergem pe tratamentul de turmă, este o soluție la ora actuală. Și acum, fiindcă ziceți de acest common herd, de turmă, da, este, cum să spun, obligatoriu ca imunitatea comunității să ajungă la un anumit prag. Iată, de exemplu, iau tot exemplu, să zic așa, rujeolii, că-l știe toată lumea de rujeolă. Dacă nu se atinge în colectivitate 95% de imunizare, toți fac boala. Deci dacă nu vaccinăm 95%, da, noi am vaccinat 90%, generația mea, din copiii de la un an până la 20 de ani inclusiv, și pe cei mai în vârstă, care nu făcuseră niciodată vaccin și care aveau nepoți, aveau etc., i-am vaccinat. Și am reușit ca înaintea omsului să scoatem rujeola ca amenințare de sănătate publică. Bun. Ce se întâmplă cu acest virus? Spuneți că este respirator,
e mai grav decât gripa sau decât viroza respiratorie, că nu mă pricep. Se poate, eu l-aș ridica, așa, ca nivel de contagiozitate și de virulență, la nivelul rujelui, la nivelul virusului rujeolic. Pentru că acesta, în plus, deocamdată nu știm ce va face ăsta. Pentru că rujeola, la un moment dat, e mai periculoasă decât el, pentru că dă la 1-2 săptămâni o encefalomielită post-infecțioasă cu pareză și paralizii la tineret, la adolescenți, chiar la tineri de 18 ani, cu tulburări neurologice care nu se vindecă și după, acum o să fie foarte interesant ce vă spun, chiar vaccinați fiind, să pomenesc la 20 de ani după prima infecție, că uită unde a pus creionul, că uită cheile întâi, și că după aia începe să uite totul parcă ați fi un Alzheimer. Dar este o panencefalită sclerozantă care evoluează în 20 de ani, virusul rămânând undeva într-o celulă. Da, domnule profesor, infecțiozitatea e mai mare la coronavirus decât la rujeolă sau decât la gripă? A, indiscutabil. Decât la gripă, indiscutabil mai mare. Se apropie de rujeolei peste 90%. Deci, da, infecția, dacă nu se produce prin măsuri care se iau de genul carantină, și aici e o poveste, dar nu vreau să fiu prea tehnic și nici să fac critici de felul cum ar trebui condus o carantină și o izolare. Nu spuneți, noi nu facem critici, sunteți, aveți experiență. Noi suntem acum la început. Deci, spuneți carantină. Ce înseamnă carantină? După carantină înseamnă izolare. Izolare. Punctuală sau pe țară? Cum a fost? Ziceți. Pe țară nu e. Nu. Asta e o greșeală. Se aplică numai în momentul în care apar focare. Da. Deci numai la focare. Așa trebuia făcut de la început. Sau individual. E un focar și când e un individ. Să ai un focar într-o colectivitate și așa mai departe. Dar nu trebuie să-l ții acolo degeaba. În ce sens? În sensul să-i dai un piramidon sau să-i dai așa și un pahar de ceai. Și să aștepți pe Godot, da, 14 zile ca să pogoare. Adică trebuie să fii activ. În ce sens activ? Să-l controlezi cu un alt examen care se numește de specificitate sau cel puțin să-i faci începând din a doua zi, și una zi, să-i faci serologie, să vezi dacă are anticorp sau nu are anticorp. Și să-ți dai seama în ce grup îl treci după aia. Să-l duci la spital sau el să duce acasă. A, anticorpii îți spun dacă corpul se bate cu virusul, da? Dacă au apărut. Că apar cam în a 21, a treia săptămână. Cam la sfârșitul celei de a treia săptămână. Bun. Deci, încă o dată, nu ați să susțineți ca și în cancă. Pizamă, adică să mai aduceți un pahar. Da. Spuneți, ca și în cazul rujeolei, spuneți că această vindecare de turmă, în sensul să ieșim, ne îmbolnăvim și ne trece, cum e? Am înțeles întrebarea. Nu, cum, ce înseamnă? Dumneavoastră a spus că, dom'le, toți am făcut rujeolă și acum nu mai facem. Așa ar fi o soluție și la coronavirus? Soluția salutară, da, ar fi ca să găsească un vaccin. Bun.
ca să se găsească imunoglobuline specifice și ca să se găsească la momentul acesta și o acțiune de voluntariat ca cei care au făcut boala să se ducă la centrul de donare de sânge, să ia sânge pentru ca să se ia plasmă și să se dea injecții cu plasmă care conțin anticorpi bolnavilor. Deci plasma aia chiar e un medicament? E bună? Plasma conține anticorpi. Păi și de ce nu se ia? A, trebuie să fie voluntar, nu poate să... Păi nu poți să oblici pe nimeni. Nu poți să oblici pe nimeni ca să dea sânge. Ah. Asta este o treabă de voluntariat. Dar de voluntariat de data aceasta, de voluntariat în masă. Adică să fie coadă respectând un metru 50 sau trebuie să respecti la ușa cabinetului centrului de hematologie să doneze sânge. Domnule asta profesor, iertați-mă, asta eu o spun acum, nu numai așa, dar sper că cei care ascultă să ia această informație și ca o invitație de a se duce la cei care au făcut boala și s-au vindecat și a trecut o lună, să zicem, de la vindecare, să se ducă voluntar și să se doneze sânge la stația de transfuzii. Fiindcă fără asta va fi foarte grav, dar va fi mai grav pentru că ea din ce în ce atacă tinerii. De și ce? Atacă și de copiii. Ce? Păi de ce? Până la început de ce atacă mai bătrâni și acum tinerii? Este foarte greu să spunem că nu știm pe ce, că nu cunoști pe cineva, trebuie să-l studiezi. Și sunt studii care pentru care s-au plătit milioane, da, dar deocamdată sunt controversate și sunt contradictorii. Adică nu există un rezultat care să fie, cum să zice, în problema asta, reability, causality și așa mai departe. Adică să fie reproductivitate, să fie validitate. Ce înseamnă validitate? Ca un terț să recunoască că cei doi spun adevărul. Bun. Spune încă o dată, vă întreabă Iosef Jaga, cum se transmite? Adică de ce? Ca să știm ce măsuri să luăm. Am înțeles, la coleră ne-a spus să nu bem apă, baia, da, sau la febră tifoidă. La aici, acest virus, cum se transmite? Să transmite simplu. Cum? Adică iese pe gură și intră pe nas. Am înțeles și deci toată cheia acestei chestiuni este să porți masca pe nas. Atâta? Mâinile spălate. Da. Să nu stai bot în bot, cum s-ar zice, nici cu un prieten, să stai la o distanță, să respect distanța respectivă. Și dacă am trăit o dictatură dură, să zic, Chiang Kai-shek, și el ar fi dat, de exemplu, într-un oraș. Dom'le, 3 săptămâni de zile, toată lumea asta poartă mască. Toată lumea își acoperă și capul și fruntea. Și așa umblă. 3 luni de zile, așa umblă 3 luni de zile. Pardon, 3 săptămâni. Da. Masca întrebuințată în COV-1 se numea P95, care avea niște caracteristici. Dar eu n-am văzut-o, n-am studiat-o, dar am fost informat că oprea cantitate mare de gene și permitea unei cantități foarte mici să fie inspirată. Și permițând unei cantități foarte mici să fie inspirată, omul făcea o boală subclinică
o febră, cu dureri de cap, cu dureri musculare, cu diaree sau cu mai multe scaune diareice, cu o indispoziție care îl trăgea la pat, cu o lipsă a gustului și a mirosului. Deci făcea o formă din asta să mira și el despre ce este vorba. Și trecea prin ea. Și așa își câștiga imunitatea. În condițiile actuale, această poveste a măștii, care m-a îngrozit de câte ori se poartă, lumea neînțelegând că chiar o mască neperformantă, care este masca chirurgicală, poate să oprească o cantitate mare când ești într-o colectivitate, când ești, eu știu, într-o mulțime și în special în spații închise, când e aglomerație. Atunci, masca, de exemplu, să zic, în loc de să închizi 5.000 de germeni, închizi 50 de germeni sau 15 germeni. Da. Și acest mecanism este suficient, noi nu avem o mască probabil așa de performantă, dar și acestea care se poartă trebuie purtate. Și mai adaug eu că va trebui întotdeauna când te duci acasă să-ți lași pantofii la ușă și să ai acolo o masă cu spirt și cu vată și să ai un loc în care să arunci vata, îl pui în spirt, îți dai ochelarii jos, cum avem noi ochelarii amândoi, și dai cu alcool pe frunte, cu vata. Da. Și să vă spun de ce cu alcool, de ce fruntea. Dai cu alcool pe frunte, arunci vata în coș, te duci, te speli pe mâini, o iei după ureche, așa, o arunci în coș, te duci și te speli din nou pe mâini și după aia lași hainele cu care vii la serviciu undeva, fiindcă în 24-48 de ore, zicând că le iei pe haine. Nu e, asta e apelare. Dar ca să sufli și în iaurt, cum s-ar zice. Dar am zis de ce pe frunte. Dumneavoastră sunteți conducător de mașină. Așa e? Da. Da. Când mergeți cu 80 sau 100 de kilometri pe oră, noaptea cu lumini aprinse, când ajungeți acasă, ce vedeți pe botul mașinii? Pe botul mașinii vedeți gângănii și chestii de genul ăsta. Da. Trebuie să le ștergeți. Fruntea și umerii obrajilor rețin praf și microbi din mediul înconjurător. Noi am făcut la Cantacuzino aceste chestii, recoltând după frunte, și fruntea este cea mai contaminată în afară de gură, aia e o cavitate, dar vorbesc de suprafețe. Umerii obrajilor și fruntea, în special, aha, este cea care culege tot. De-aia, doamna profesoară Pop a spus să se poarte ochelari. Ei care au ochelari, să zice, pentru că stând cu ochii descoperiți cu fruntea, conjunctiva este contaminată. Zic contaminată, că contaminată e locul de contact. După aia se infectează imediat. Bun, vă rog, spuneți-ne, explicați-mi spre final următorul paradox. Am stat 2 luni în casă, am ieșit și de ce a revenit virusul? Era și înainte. De ce acum a revenit? Care e principala cauză a revenirii virusului? A revenit sau n-a revenit?
Domnul doctor, domnul Cristor, Nu contează. virul n-a plecat. Da. Și virusul ăsta nici nu va pleca. Da. Virusul ăsta se va împământeni. Da. Dar el, dacă luăm aceste măsuri și reușim să închidem problema, fiind transmis sursa lor de infecție, fiind un animal, da, înseamnă că avem șanse să nu mai apară. Dar el acum, adaptându-se la om, el rămâne, cum a rămas și virusul rugeolii care trăiește lângă noi, și virusul rubeolei trăiește lângă noi, și herpesul, știe toată lumea, trăiește în noi, până și tifosul exantematic trăiește în noi. Da. Adică se acomodează. Ce se întâmplă în cazul în care mi-a spus? Păi, domnul Cristoiu, dacă oamenii noștri, intelectualii noștri, mă refer la cei care conduc, ar fi citit cartea unui medic militar din urmă cu ani de zile, care se numea Hodoblegea, și care a scris două volume în limba franceză, din care s-a extras ideea de cibernetică de veină după aia. Dar din această carte a omului ăsta, un medic militar, dacă o citea, vedea că indiferent de ce ești, ești un bazin de apă, ești un tub în care trece un fluid, toate au, în general, o regulă generală. Și acum, nu știu dacă am mai spus-o, dar o repet. Pentru că este bine dacă aude mai multă lume, cu atât mai bine. Dom'le, s-a făcut o politică de acumulare de apă în bazine pentru hidroelectric. În bazinele alea s-au scurs râurile, se duce ploaia și se face un volum de apă. Volumul acela de apă trebuie să aibă adică în bazinul acela trebuie să intre un volum și ăla trebuie să aibă o anumită presiune pe pereții pe care inginerii i-a construit. În momentul când plouă, cum a plouat acum, bazinul, să zicem, că se umple de apă. El are niște ecluze care elimină apa în jur, ați văzut? Da, așa. Elimină apa în jur. Și cade numai sub presiune apa care necesită să producă energia. Pentru că dacă el ar plesni, n-aș vrea să mă gândesc ce se întâmplă. Să luăm, că am vorbit de cibernetică, să luăm asemănarea. Deci, o lume întreagă, deci câți am mai rămas? Eu stau de 4 luni de zile, domnule. O lume s-a adunat în casă. Da. Și noi am stat în casă. Deci noi suntem imuni. Cele 8 săptămâni de stat în casă, pe care profesorul Străinu le-a recomandat, au fost logice, pentru că îmi face plăcerea să fac asemănarea. Venea o armată extraordinar de bine în armată și găsea aici, ce găsea? Sistem sanitar nu mai există, asistență medicală îi vai de capul ei, medicii erau nepregătiți, neprotejați, asta există. Da. Și atunci aia era necesară ca să ne dea o respirație și să rămână în funcție, și au rămas unități și de producție care nu puteau fi oprite. Da, am înțeles. Deci în perioada aia noi de fapt ne-am pregătit toți și omenirea pentru că nu era pregătită. N-aveam măști, n-aveam ăsta. Asta a fost rolul. Da. Deci nu se mai pune...
problema întoarcerii în case în aceste condiții? Păi nu se mai poate întoarce în case pentru că s-a stat mai mult de o săptămână, s-a stat mai mult. Da. Și presiunea publicului a crescut, da, foarte mult. Și asta se putea măsura de către cei care măsoară situația socială și care măsoară tot ce se întâmplă, fiindcă o epidemie de asta nu e numai o epidemie medicală, e o epidemie care debordează în jurul ei și are consecințe nu numai asupra sănătății, ci decimează tot. Da. Economie, ceea ce este social. Și atunci acest treabă trebuie echilibrată. Dacă se dădea mai devreme drumul, fiecare plătea tributul ei. Adică cei care au lucrat la căile ferate, cei care au lucrat la drumuri, cei care au lucrat la construcții de case, cei care au lucrat care se putea lucra intensiv. Intensiv. Păi Hitler, Mussolini și Roosevelt au creat autostrăzile în anii 1929-30, în timpul marii crize, pentru că a dat oamenilor de muncă, să muncească, nu să stea închiși, să muncească. Nu m-am gândit, era mai bine să ne fi dus la autostrăzi și nu se deau închiși în casă, nu-i așa? Închiși în casă și dat drumul la supape, cum am spus. Da. N-au ieșit numai cei cărora s-a dat drumul. Presiunea a fost prea mare. Da. Și a ieșit o gloată întreagă, ca să zic așa, inclusiv tinere, tot ce vreți. Spectacolul de la Mamaia, spectacolul nunților, botezurilor, horelor, etc., etc. După asta, hoinăreala în țară a celor care au venit în Lombardia, pe jos, pe mașini, cu avioane, în care urcau și veneau alții aici, fără control, fără nimic. Noi s-a împărțit populația în două. Unii închiși și unii care hălăduiau. Am înțeles. Așa că în momentul în care s-a dat drumul, ce s-a făcut? Păi dacă dai drumul la barajul de la Vidraru, ce se întâmplă? Le-ai oferit virusurilor exact ceea ce căutau. Ce căutau? Loc. Loc de trai. Da. Plămâni. I-ai dat în belșug. Bun. Deci dumneavoastră spuneați că mai bine era dacă era o ieșire treptată, nu-i așa? Sigur, sigur. Nu la a tuturor. Așa, no. Încetul cu încetul. Bun. Sigur. În final, spuneți-mi, domnule profesor, care este, se poate ține sub control, se poate termina cu această epidemie, în cât timp? Domnul Cristoiu. Întreb. Îmi pare rău că nu vreau să intru în lucruri tehnice, dar această epidemie, spun numai atât, dintr-o epidemie pur medicală, s-a făcut o epidemie de mediu. Asta însemnează că ne apropiem de ceea, nu ne apropiem, că ne-am apropiat, de ceea ce se întâmplă cu toxicele. De data aceasta contează doza pe care o inspiri, concentrația pe care o inspiri, efortul pe care îl faci, deci presiunea externă cu ceea ce se întâmplă în interior, cu posibilitățile imunitare, dar în primul rând cu posibilitățile de fixare a virusului pe alveole. Da, deci înțeleg că ajuns unde... ca da? Acesta să cupleze și ceea ce face un virus, dar și ceea ce face un toxic. Aha. De aceea, această recomandare simplă,
care ți se pare caragioasă că o fac. Ce tot spun doctorii ăștia de mască și tot ce spun doctorii ăștia de te speri pe mâini, ce dracu, nu, n-am învățat să ne spun. Da, domne, această mască care o pui ascunde în spatele ei niște mecanisme de care eu v-am vorbit acum. Am înțeles. Mecanisme deci, foarte complicate. Da. Pe care punând masca aia, le împiedici într-un fel oarecare, pentru că de infecție nu scapi, asta să fie clar. Dar pentru că împiedici să faci o boală dură. O da. Împiedici. Deci, suntem condamnați în chei să trăim cu mască câți ani? De acum încolo. Dacă am fi toți conștienți, așa cum a spus profesorul și epidemiologul pe care respect de la Cluj, Gheza Molnar, da. Dacă toți, dar toți să facem treaba asta, atunci în 3 săptămâni s-ar termina. Da? Da. Păi facem o mobilizare generală, ne punem toți masca, nicio problemă. Dar să o purtăm așa, pe drum în casă, și să o scoatem, să o aruncăm, am înțeles, și să ne să spălăm luăm pe alta, să o luăm alta, că am înțeles, să ținute ori, că 4 ore, da, nu mă bagă treaba asta. Deci să o luăm asta în sensul așa, cu spălatul pe frunte. Cu masca. Da. Nu mai există altă scăpare. Da, de aici până a trece la ridicol, întotdeauna știți că chiar ideile, dacă și vor, nu vreau să mă bag în ideologie, dar ideea cea mai frumoasă, că se știe extremistă stânga și extremistă, da, corect, da. Ideea de a scoate masca sau de a pune masca și de a arunca cu masca în lac, asta e o idee ridicolă. Da. A pune pe oameni să nu respire aerul mării, da, să lase loc pentru, dar nu să, adică să lase loc pentru cei de specialitate, să sară la cei care ne ascultă, că nu este bine să sări de la soare în apa rece, pentru că faci stop cardiorespirator. Deci, domnule profesor, nu ați spus un lucru foarte important în concluzia. Principala slăbiciune a acestei campanii a autorității, faptul că ei trebuia să meargă mult mai mult pe convingere și nu pe... Păi să te pedepsească cu 5.000 de lei și cu asta. Nu da, merge, adică, da, mai degrabă, cum încercați, vreau să spuneți, și până la urmă românii se convingeau. Există un cuvânt, da, care spune că orice lege, oricât de bună ar fi, trebuie să fie fezabilă. Așa e, da. Și da. Fezabilitate. Iar englezii fac deosebirea dintre eficacy și da. Effectiveness. Da. Eficacy este ceea ce vă spun eu teoretic, da, și efectiv. Controlat, iar effectiveness este randamentul pe care îl dai când, dacă ceea ce spui tu teoretic se îndeplinește în practică. Dar pentru asta ea trebuie să fie fezabilă, adică mai scurt, să fie înțeleasă și acceptată de către cel căruia îi se aplice legea. Altfel legea se face degeaba. Da. Domnule profesor, deci dumneavoastră aveți 91 de ani, nu-i așa? Am 90 de ani și 7 luni exact. Da. Da, să spun asta pentru telespectatori, că trebuie să întrerupem, dar mulți... Iar vă mai spun ceva. Vă rog. Am vrut să apelez la gazeta dumneavoastră, fiindcă este vorba și cu producția bătrânilor și cu pensia, da, cum să spune, dăm pomană ăstora. Cred că îl cunoașteți pe doctorul Mihai Mihailide. Nu știu. Nu-l cunoaște. Da. El a fost directorul și patronul Vieții Medicale. Eu, între 1970, deci între 70 și 80 de ani, am scris 44 de articole. Da, am văzut. În Viața Medicală. Referințe de... Deci am avut o producție publicistică.
care a tratat toate problemele reformei. Și cine găsește? Se găsește toate problemele reformei. De exemplu, acum ar fi bine să se fi citit problema pe care a fost publicată, dar nu mai am, să vă trimit dacă găsesc un exemplu, despre tehnologia medicală. Pentru că nu poți să faci cu asta închei, dacă îmi permiteți. Nu pot să am încredere în felul în care să dau rezultatele. Pentru că rezultatele se dau standardizat, produse de la același producător, cu același aparat, cu aceeași metodă și agreiat locul care dă rezultatele, agreiat de un laborator de specialitate. Iar medicii respectivi să nu facă 3 săptămâni așa un instructaj, o doamnă de la Timișoara sau de la Craiova a explicat ce semnează acest PCR, care este un examen molecular. Adică testările ce trebuie făcute mult mai științific. Și ce complicat e. Nu, dar aparate de diferite feluri. Da. Substanțe venite de la diferiți producători. Oamenii lăsați să se descurce pe spezele lor. Cu asta nu se face treabă. Și să vă mai dau un exemplu. Binefacerile pe care le-au făcut cei din Occident au venit cu donații. Toți au primit. Și m-am pomenit deodată, fiind secretar de stat, că vin la mine, adică îmi face centru de calcul, aveam 45 de tipuri de electrocardiograf. 45 de tipuri de electrocardiograf. Și au venit la mine să-mi ceară bani. Păi de unde să sau bani? Da. Fiindcă eu am buget. 45. Care, la care logistica de înlocuire a hârtii și nu știu ce, pe timp de o lună cumpărai un aparat nou. Da. Și trebuia tu să o cumperi. Deci aia a fost un dar, un buzdugan întors. Adică trebuia să cumpăr de la el hârtia, trebuia să cumpăr de la el tușul. Eu când văd donațiile astea, nu le primesc niciodată. N-am primit niciodată. Fiindcă da, știu că ascunde ceva în spate. Domnule profesor, când o să vă scrieți memoriile sau dacă vreți să scrieți în continuare, eu vă pot oferi cristoiu.ro. Din păcate, n-aș putea să vă plătesc și eu din pensia să țin. Dacă ce scriați pe vremuri la Viața Medicală, când aveți inspirație, dați-mi și mie câte un text, că nu strică. Am să vă promit că vă dau niște texte să vedeți despre ce scriam și despre ce am scris. Am zis să le... Toți mă îndemnau, dă-le, domne, presa de mare. Da. Ca să apese presa. Da. Am zis, lasă, domne, asta e o ciorbă tehnică. Păi le putem relua de acolo, domnule profesor, dacă ne dați aprobare. Le putem relua de acolo. Să găsesc toate. Păi trebuie să ne la dați arhiva, aprobare, am făcut o afacere. La arhiva, și eu sunt chiar foarte supărat pe ei. Da. Pe Viața Medicală. Doctorul Mihailide nu mai este, s-a retras. Am spus așa, acum este timpul dotărilor cu tehnologie medicală. Vă da. Dau un articol de tehnologie medicală pe care l-am scris să vedeți ce însemnează tehnologia medicală, cum trebuie cumpărată, cum trebuie evaluată, cum funcționează în Olanda. Eu fiind invitatul comitetului, în momentul în care s-a înființat Institutul de Control al Tehnologiei Medicale din Copenhaga, eu fiind invitat acolo, ca reprezentant al unui invitat nominal, să particip la acel congres
în care s-a înființat Institutul pentru Europa. Bun, aveți, ați dat textul ăsta, a apărut sau vreți să... Textul nu, nu, n-a vrut să mi-l... Păi a zis, dați-mi... A apărut, a zis că a apărut odată în ziar, dar am zis, da, domnule, dar a apărut. Dar l-am dat la minister, l-am dat la comisiile de specialitate, le-am dat la comisiile Ministerului de Specialitate. Domnule profesor, dați-mi el nouă, dați-mi el nouă. Și am făcut rău că nu vi l-am dat presă. Fică presa și chiar televiziunile comerciale, invitând medici acolo și având programe unde vin medici de elită și sunt ore de educație medicală, au făcut pentru cultura medicală a populației ce Ministerul Sănătății n-a făcut. Da. Clar. Tocmai de așteptăm textul noastră. Domnule profesor, vă mulțumesc că m-am lămurit. A fost domnul profesor Traian Ionescu la vârsta pe care o are, e în vigoare, e tânăr. Vă mulțumesc. Eu vă mulțumesc dumneavoastră. Încoată, domnule profesor. Mulțumesc, la revedere. Și eu vă mulțumesc, la fel, să fiți sănătoși și dumneavoastră.